Dacă tot se vorbește atât de mult despre oculta mondială, dacă există atât de multe legende, atât de multe mituri despre familiile care influențează istoria umanității și au dominat-o și care și astăzi au o putere uriașă de înrăurire, de influențare a evenimentelor politice, sociale, economice, ne-am gândit că ar fi util să facem un fel de serial despre oculta mondială pe înțelesul tuturor. Pentru că, până la urmă, există foarte multe adevăruri care au dus la construirea acestei legende. Există, într-adevăr, familii care au dominat istoria universală și în ziua de astăzi sunt familii extrem de influente a căror avere acumulată din diverse fonduri pe care le au, fundații, asociații, proprietăți și așa mai departe, sunt atât de mari încât ar putea, adică, cum să zic, încât rivalizează cu PIB-urile unor cu țări ca România, cu PIB-urile ca... PIB-urile unor continente. Da. Adică este inimaginabil cât de puternici pot fi acești oameni. În această ecuație, România este ca un peștișor, un cărășel, așa, care nu încearcă... Nu cred că. Nimic. România a avut o secvență, uite, discutam cu unul din producători acum în timpul pauzei, România încă n-a avut chemarea istorică a unei oligarhii. Poate cei 7 dragoni care sunt foarte bine instalați în România, 3 dintre ei sunt din partea unor minorități naționale, 3 sunt români, căci ceea ce este astăzi ca bogăție, să fim clari, nu traversează în a doua generație. Dar România a avut o poveste interesantă în perioada interbelică. Că ai dat exemplu României. Secvențele, de exemplu, secvența greacă armatorilor de pe timpul lui Onassis, da? Care face și celebra căsătorie cu o fostă prima doamna SUA, Jackie Kennedy. Da? A fost o secvență scurtă, 20-25 de ani. Secvența IKEA, iarăși este o secvență scurtă. Dar România încă n-a avut această secvență. Eu sper că după dispariția acestor averi, după 90, care, repet, nu au dinamica de a trece la a doua generație. Nu merg pe degete cei care pot să se laude cu moștenitori care să ducă pe mai departe averile. Dar acești 7 dragoni care există în România, nu am să-i nominalizez pentru că le place foarte mult discreția, am impresia că ori au studiat, ori au fost învățați să aibă același tip de dinamică ca și familiile vechi. Care nu apar. Nu apar, nici nu-i știm. Topuri. Nu apar în topuri. Dacă apar, le apar instituțiile. Da. Și e foarte greu de văzut care firmă din Cipru, din nu știu ce, din Luxemburg, mai știu eu din ce paradis fiscal este a lor, de fapt. Uite, de exemplu, o familie pe care eu o respect din acest punct de vedere, cu o dinamică foarte interesantă, vom vedea dacă vor supraviețui testului istoriei, este familia Dedeman. Este o familie extraordinar, cu o dinamică fundamentală. Și am să mă opresc aici cu profilul. Deci secvența românească în interiorul oligarhiei universale încă nu există. Cum am avut, de exemplu, secvența în muzica clasică prin George Enescu, cum am avut prin Brâncuș, cum am avut în pictură, în poezie, etc. Deci ne va veni și nouă rândul. Da? Nu. Ne va veni și nouă. Ne va veni și nouă rândul. Și noi vom avea o secvență, știu eu, 20, 30, 50 de ani. Dacă suntem deștepți, putem să creăm o oligarhie care să reziste și un secol. Testul istoriei, că vorbeam de istorie, pentru că ei nu, repet, oligarhii nu sunt născuți din spuma mării. Testul este testul istoriei. Când de la fondator trece la a doua generație, la copiilor direcți, care supraviețuiesc șocului dispariției fondatorului, transformărilor istorice și de timp al averii acelor. Numai acele familii și acei bani reușesc să supraviețuiască. România, de exemplu, în perioada interbelică a fost intangibilă și pentru că Ferdinand, regele Ferdinand, considerat de unii destul de moale, dar care este întregitorul națiunii, aparținea, cum să zic, era membru al trei dinastii importante, da, din Europa. Și da, și prin soție avea și... I-a adus și o protecție uriașă. Da. Și de aceea acest proiect numit România Mare a rezistat și a fost aproape intangibil în perioada interbelică și din acest motiv, nu numai din alte... Bun, trebuie să înțelegem un lucru. Din punct de vedere al istoriei, proiectele naționale, atunci când ele se suprapun și au același sens cu proiectele oligarhiei, sunt cele mai de succes povestiri și povești istorice. Pusesem o întrebare înainte de publicitate. În ce măsură influența acestor familii
se regăsește, de exemplu, și în aceste comitete destul de misterioase, Clubul celor 300 de la Roma, Forumul de la Davos, toate... Cercul de la Paris. Da, așa și așa mai departe. Activitatea lor se intersectează sau pur și simplu se confundă cu aceste, cu activitatea acestor organizații? E greu să răspund. Despre care se spune că sunt sub influența Illuminati. Iarăși Illuminati. Aceste familii în sine reprezintă Illuminati care conduc această pană. Da, eu nu cred în... Eu n-am să cred niciodată. Aici sunt un om care de... Chiar mai mult decât tânăr, eu am devenit francmason, nu este un secret. Eu mă pot considera unul din, deși sunt tânăr, mă pot considera unul din veteranii masoneriei din Estul Europei, în mai multe țări, numai în România. Prin faptul că o lege masonică permite fiilor, nepoților și strănepoților de sânge ai demnitarilor masoni să devină de foarte tineri membri acestei organizații. Eu am, în 1990, eu am devenit mason, fiind foarte tânăr. Era perioada în care masonirea încă... Da, nu, și de ce mi-am dat exemplu personal pentru a justifica următorul răspuns. Am fost și rămân unul din oamenii care cunoaște destul de bine fenomenul masonic mondial și nu numai, și paramasonic, și cel de masonerie feminină, și cel de, să spunem așa, de activism masonic, cum sunt ordinele cavalerești, care de-a lungul timpului au involuat în tot felul de fraternități ciudate și pline de membri originali, să spunem așa, foarte ciudați. Nu, eu nu cred că aceste grupuri de care am vorbit, că este Davos, că este grupul celor 300, că e cercul de la Paris, că este Valdaiu din Rusia sau că este grupul de la Shanghai, cel mai puternic la ora actuală, grup de, practic de oligarhi din lume. Au legătură cu aceste familii? O clipă. Păi asta este ideea. Asta vrem să spun. Eu nu cred că au o legătură intrinsecă. Eu cred că sunt laboratoare în care se netezesc asperitățile între banii vechi și banii noi. Este întotdeauna nevoie de un spațiu, să spunem așa, neutral, în care banii vechi, cu os domnesc, cu care deja au trecut prin purificatoare de tip social, de tip politic, prin revoluții, care au supraviețuit marilor schimbări istorice, marilor valuri istorice, se intersectează, se întâlnesc, se ciocnesc cu noi bani, făcuți de către aceste evenimente istorice. Fiecare revoluție a avut oligarhii săi, care au dispărut. Fiecare nouă mișcare economică mondială a avut oligarhii săi, care au dispărut. Numai cei care au supraviețuit intră în acest contact cu vechile familii. Dar și vechile familii între ele dispar. Deci eu cred că aceste grupuri de reflexie, cum ele se autodeclară, unele să știi că nu sunt deloc. Dar aceste grupuri care se autodeclară de reflexie sunt terenuri de rezolvare a asperităților. Pentru că la nivelul acela de bogăție, asperitatea, să fim foarte clari, nu înseamnă între mine și dumneata sau între mine și vecinul meu, ci înseamnă lupte de interese care duc între organizații mondiale, între armate, între state, între guverne. Și la un moment dat trebuie cineva să asigure un spațiu neutral de negociere sau măcar de reducere a tensiunilor între diversele grupuri de interese, între diversele oligarhii. Organizații. Da. De exemplu, francmasoneria franceză revoluționară nu a fost unul din terenurile aproape pentru 100 de ani după Revoluția franceză, unul din terenurile privilegiate ale Franței de a-și netezi asperitățile între diversele grupuri de revoluționari. În momentul când a mai fost nevoie, în momentul când statul francez a devenit foarte puternic, în acel moment, bineînțeles, și francmasoneria franceză și-a pierdut, s-a diluat până la nivelul de a avea acum vreo 15 masonerii. Da? Putem observa aceste lucruri. În România, francmasoneria a fost foarte puternică, condusă de un Mihail Sadoveanu sau de celebrul Armean, dar ele n-au făcut față, de exemplu, unui rege autoritar cum a fost Carol II. S-au diluat. Ce este astăzi, nu mai discutăm, că este un eșec. Dar ideea fundamentală pe care vreau să o spun, tensiunile inerente la nivelul de bogăție, cu cât e bogăția mai mare și cu atât și tensiunea este mai mare. Și la un moment dat ajungi
să ai conflicte chiar între marile familii, care conduc industrii naționale, conduc industrii continentale, conduc industrii de materii prime, care nu mai sunt localizate într-o țară, într-o mină, într-un puț de petrol, nu, ci ocupă zone enorme unde există state, națiuni, culturi, civilizații. Imaginează-ți aceste conflicte să nu aibă un spațiu de, spun eu, de retenție, un spațiu în care, tăi, hai să ne întâlnim, hai să ne așezăm intelectualii fiecărei grupări să se gândească. Că ele la un moment dat eșuează, toate. Clubul Iacobin, da? Philippe Égalité, fratele celui decapitat de Revoluția Franceză, regelui Franței decapitat de Revoluția Franceză. Philippe Égalité face parte din clubul Iacobin. Ăla se diluează în 15 ani și își pierde, da? Își pierde puterea. Dar asta nu lasă Orleanii, familia de Orlean, să nu-l pună pe Philippe Égalité la 40 de ani după decapitarea fratelui său, rege al Franței. Pe care, apropo, Napoleon îl aruncă cât colo, după fuga lui din Elba. Iată exemple istorice. Sunt momente de tranziție în care ne trebuie aceste grupări. Că omul politic național, de exemplu, ca unul român, care nu are capacitatea financiară a unei bănci simple din oligarhie, care are cât PIB-ul României, cifră de afaceri, încearcă să se apropie de această oligarhie care nu-l bagă în seamă. Au apărut noi tigri. Se duce la aceste cluburi, să spunem, să zic, Chatham House, de exemplu. Este un club de 100 și de ani, subsemnatul face parte cu onoare din el, de vreo 15 ani. Și sunt foarte mândru de acest lucru. Chatham House, de exemplu, este un reglator de tensiuni între conservatori și liberali și stânga și dreapta britanică. Acolo s-au ascuțit marile teorii economice ale Marii Britanii. Sigur că unui prim-ministru român sau unui prim-ministru bulgar sau unui prim-ministru, mai știu, dintr-o țară sau din Africa, dorește să ajungă acolo. Măcar îi cunoaște pe aia care gândesc ce se întâmplă, evoluția. Care influențează evoluția. Dar ca să mi se spună că sunt iluminatii care conduc așa ca păpușarii, nu? Celebra scenă din, nu, afișul din Nașul, da? Cu păpușarul care conduce, mi-e foarte greu să cred. Nu, pentru că acolo, când e vorba de bani, păpușarii nu sunt cei care îi vezi, nici măcar cei pe care îi intuiești. Banul este ban. Și puterea care ți-o aduce banul este uluitoare. Sunt totuși aceste familii, că sunt 13, că sunt 10, că sunt 20, atât de puternice încât dacă și-ar propune și s-ar uni să, nu știu, schimbe destinele a continente întregi? Au și făcut-o. Africa de Sud. Oppenheimer îi cheamă pe aia care se spune că deținea o bună parte din aurul umanității și care s-au mutat în De Boer, Africa de Sud. Da? De Boer, celebra familie, că nu venea exact în minte, din Africa de Sud, proprietarea celor mai mari mine de diamante, este cea care schimbă în coaliție cu oligarhia americană. Ultima care s-a atașat lor a fost cea din... Au fost marile familii din Marea Britanie. Cu o singură excepție, regina Elisabeta a II-a se va atașa imediat lupte anti-apartheid. Apartheidul moare datorită unirii a marilor familii occidentale industriale cu cel mai mare proprietar de mine de diamant din Africa de Sud. Toți albi. Și se vor folosi de acceptul reginei Elisabeta a II-a, care dă voce prin simbolistica pe care o reprezenta, nu se bagă în politică, dar prin gesturile care le face, dă voce luptei anti-apartheid. Uh-huh. Deci iată un exemplu pe care ți-l dau concret, care e întâmplat acum, în anii 90, nu e întâmplat acum 200 de ani. Desfințarea sclaviei. Iarăși, o coalizare de oligarhii, de familii diferite, de politicieni. Nu, dar care dau linia. De ce? Pentru că ei sunt finanțatorii a cui? A comerțului cu sclavi. În momentul când retrag banii, deci când nu mai permit vaselor lor pe care le aveau în proprietate și băncilor care finanțau comerțul, nu mai permit folosirea acelor bani pentru comerțul cu sclav, comerțul cu sclav devine practic ilegal. Deci
Sunt momente în istorie în care familiile se unesc. Mai dau un alt exemplu de război între ele. Una dintre rațiunile pentru care se spune că femeile au fost cooptate în procesul muncii a fost pentru că marile familii și marii bancheri au dat seama că pot să scoată taxe și politicienii, împreună cu politicienii, taxe și impozite și de pe spinare femeie. Nu, acolo e mult mai complicat. Eu am să cred altceva. Fiecare mare familie imperială, și o dau ca dinastie, a avut perioada femeilor. Da? Otomanismul. Da. A avut perioada haremului. Cea mai înfloritoare perioadă a Imperiului Otoman a fost atunci. Familia de Habsburg. Da? Ajungem până la Sisi, Austriei, da? Care familia a avut o influență masivă. Enormă, nu masivă, asupra enormă. Asupra, nu, asupra împăratului, asupra soțului, asupra tatălui, asupra fiului. De obicei împărătese. Se numește epoca marilor femei. China cunoaște la fel, Egiptul cunoaște. Egiptul faraonic are câteva mari soții de faraoni. Nu, eu cred că și oligarhia mondială a cunoscut același fenomen. La un moment dat, se cam termină cu berbanții virili partea masculină și fondatoare și la un moment dat și femeile devin majoritare în cuvântul lor în familie. Și impun schimbări de natură socială, politică. Doamna Roosevelt, soția lui Roosevelt din al doilea război mondial, este una din cele mai influente femei ale umanității. Este parte a uneia dintre cele mai vechi familii americane, fondatoare de State Unite ale Americii. Pentru că noi vorbim în SUA oligarhie industrială, dar noi vorbim înainte de celebra oligarhie fondatoare venită din Marea Britanie. Este adevărat că Elvis Presley face parte din face parte din familia Harris, face parte din familia Harris, care a creat Virginia și Richmondul. Ei, Elvis Presley este ultimul moștenitor al acestei familii, pe o ramură colaterală de veri primari, deci era o familie mult mai mare. Așa. Avem ceva imagini cu Elvis? Da, ei sunt cei care creează Commonwealth of Virginia, statul Virginia, și orașul Richmond. Iar din aceeași familie face parte celebrul amiral Byrd, cel care va susține că s-a întâlnit cu extraterestri în Antarctica. Da. Aceeași familie este înrudită cu familia Roosevelt, cea care dă doi președinți de stat. Nu îți mai spun cât senatori, cât... Da, așa. Un Elvis, ceva. Deci, da, să dăm un Elvis. Așa, un... Deci, iar Elvis este simbolul cum această oligarhie, la a treia, a patra generație, la a doua, a treia, a patra generație, se duce și spre zona de intelectualitate, de muzică, de pictură. Thomas Mann este simbolul. 400 de ani se ocupă de negoți și la un moment dat, Thomas Mann este marele scriitor. Da. Și unul din principalii eroi ai lui este chiar fondatorul celebrei familii hanseatice Mann. Deci, asta nu e Elvis Presley. Nu, asta nu e Elvis Presley, dar nu mai contează. Dădeam un exemplu ca să nu plictisim foarte mult. Ăștia sunt creatorii Americii. Ăștia sunt creatorii Americii. Deci, este membru, Elvis Presley este moștenitor al acelui gentry, da? Uită-l pe Elvis Presley. Deci este membru al urmaș al familiei. Deci, practic, faptul că provine din această familie l-a ajutat în carieră? Cred că da, dar și talentul enorm. Dar și talent. Evident. Și nu uitați că Elvis Presley și astăzi este fundamental simbol american. Așa cum Marea Britanie își va construi simbolurile cum sunt Beatles. Târziu apar simbolurile. Michael Jackson este un produs eminament al evoluției Americii spre integrarea afroamericanilor. Michael Jackson fiind american pur. Vom vedea... A și devenit alb la textura pielii. Da. Eu am fost în secolul XIX, familia era considerată de departe a fi posesoarea celei mai mari averi private din lume. De exemplu, în cazul Rothschild. Precum și deținătoarea celei mai invense avuții din istoria lumii moderne. Dar astăzi, sau în zilele noastre, sunt și efecte precum acesta, în care unul dintre nepoții în 1996, unul dintre nepoții lui Rothschild, pe care se numea tot Amschel, ca și fondatorul dinastiei acestei familii influente, după ce i s-a cerut să conducă banca familiei din Londra, a fost găsit spânzurat în camera de hotel. 4 ani mai târziu, Rafael de Rothschild, de exemplu, a murit pe o stradă din New York din cauza unei supradoze de heroină. Sunt și situații în care marile familii se confruntă cu aceste
Da, și dispar cercuri datorită... Interne, nu, dispar. Dar și dispar, repet, familia de medici dispare în secolul 17-18, pentru că ultimul moștenitor era un alcoolic și un drogat. Este foarte clar, ca să înțelegem, istoria nu iartă. N-am vorbit despre familiile, de exemplu, Baruch, despre Windsor, despre Murdoch, familia Murdoch. Murdoch sunt noi, nu. Murdoch sunt pe Australia. Aștia sunt pe Australia. Putem să-i băgăm în ediția viitoare. Da. Nu, ăștia sunt foarte noi. Și Oppenheimer e din Africa de Sud. Oppenheimer este din Africa de Sud, da. Băgați în ediția viitoare. Da. Nici despre arabii ăștia care sunt foarte bogați. Și care sunt foarte necunoscuți, așa. Casa Saudului, de exemplu. Care da, casa de Saud, da. Casa de Saud. Foarte, foarte bogat. Care dau și ei, nu? Este singura... Ca o concluzie. O clipă, care este și singura familie regală care dă numele unei țări. Arabia Saudită vine de la numele Saud. Ibn Saud. Iată. Care era un prinț al deșertului, nici nu știa bine pe unde se află. Apropo de influența acestor familii, iată că pot înființa state. Da. E încă o dovadă că aceste familii extrem de puternice pot face enorm de mult rău sau bine atunci când își propun. Dar oricum ar fi... Hai să luăm Krupp. Au avere atât de mari încât pot influența istoria. Hai să luăm Krupp. Una din cele mai mari familii care a subvenționat de-a lungul vieții lor, de-a lungul existenței acestei familii, a subvenționat dezvoltarea culturii germane. Trebuie să devină Dar a produs și tunuri. Exact, nu. Da. Cu banii luați de pe armamentul care îl vor face și va veni primul război mondial și nu vor rezista acestui imens păcat. Și vor dispărea, vor trebui să se ascundă. Există și astăzi familia Krupp, dar nu-i vei mai auzi niciodată, nu mai apar niciodată. Există în istoria oligarhiei oligarhi care vor trebui să se ascundă, pentru că ceea ce ei au făcut, încercând să devină și mai bogați, a avut atâta efect de negativ, încât istoria nu i-a iertat. Și vom vorbi de cazul Elon Musk, care duce umanitatea în spațiu, dar uită 3 miliarde de oameni care mor de foame. Iată un oligarh al cărui destin nu știu dacă va fi să supraviețuiască istoriei. Pentru că indiferent de cât bine sau rău au făcut acești oligarhi în istorie, câte națiuni au distrus sau au creat, până la final, numărul victimelor este cel care le dă dreptul de a trăi și de a supraviețui. Este doar primul episod. Vom continua, pentru că eu zic că merită și pentru că din noianul acesta de legende putem scoate la suprafață niște adevăruri extraordinare, adevăruri menite să ne creeze o perspectivă mult mai serioasă și concretă asupra acestei povești, una care va fascina și va, în același timp, va spăimânta umanitatea și sunt convins pe mai departe. Dar ne vom revedea într-o ediție viitoare în preajma Revelionului, atunci când... Cu o cupă de șampanie vom vorbi de... Ne ocupăm de treaba asta serioasă, de familie. Asta subiect de Revelion, uite! De cei care conduc lumea în acest moment. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc. Bună seara, Doamne ajută! În această seară. Mulțumesc, grație Filipeti, pentru ținută. Rămâneți cu Metropola TV. Ne revedem mâine de la ora 21. Numai bine!